piraților! Pirateria numai aici a fost! Astăzi, singurii pirați de pe glob sunt un mic grup de somalezi amărâți care nu au ce mânca. Așa e acum, dar pe vremuri pirații erau printre cele mai pitorești personaje posibile. Bogați, rebeli, luptători și marinari și amanți. Așa că în cinstea vremurilor trecute, uite 5 lucruri neștiute despre pirați. Domnule, orice pirați, căpleada o navală. 1. Nu era un job rău. În secolele 17 și 18, pirații lucrau în condiții mai bune și câștigau mai mult ca marinarii de pe vasele comerciale sau ale armatei. Fiecare pirat avea dreptul să voteze înainte de un atac și prada capturată era distribuită întregului echipaj. Capitanul primea o parte mai mare și restul era împărțit frățește între membrii echipajului. 2. Curiozități. Cel mai tânăr pirat se numea John King și avea 9 ani când a murit la bordul navei Waida, care s-a scufundat în 1717 în urma unei furtuni. De asemenea, Grace O'Malley, o femeie pirat din secolul 16, a avut sub comandă 3 nave și aproximativ 200 de pirați. 3. Epoca de aur a pirateriei. Ai putea spune că epoca de aur a pirateriei e azi, din moment ce piratăm toate filmele și serialele în asemenea hal, că mă mir că se mai uită lumea la TV. Istoricește vorbind, perioada de glorie a piraților a fost între 1650 și 1725, când pirații făceau legea pe toate oceanele lumii. Tot ce înseamnă pirat în filmele și serialele de astăzi se referă la perioada asta de 75 de ani. Tot atunci au trăit și jefuit faimoșii Barbă Neagră, Henry Morgan și William Kidd. 4. Dreptatea piraților. Un pirat care încălca legea, spre exemplu, punea botul la o pradă mai mare decât îi se cuvenea, era lăsat pe o insulă pustie împreună cu un butoi cu apă și un pistol încărcat. Dacă vă amintiți, așa a pățit și Johnny Depp în filmul ăla în care joacă un fel de păcală pirat. 5. Nu te pune cu Cezar. În jurul anului 75 înainte de Hristos, sau cum îmi place mie să-i spun, 2061 înainte de Horică, Iulius Cezar era doar un soldat și orator cunoscut când a fost răpit de pirați, evident. Inițial, pirații doreau să ceară 20 de galbeni răscumpărare, dar Cezar i-a convins că e un om important și că pot cere mai mult. Așa că până la urmă, romanii au plătit 50 de galbeni pentru viața lui Iulius Cezar. Văzându-se eliberat, acesta a adunat câțiva soldați, a căutat pirații și i-a ucis pe toți. În continuare, cea mai tare poveste cu pirați mi se pare cea a femeii pirat Ching Shi. Am vorbit deja despre ea în filmul Top 10 prostituate faimoase, de aici. Până una alta, dă și tu un like și mai ales un share filmul ăsta pe Facebook ca să se audă numele Zaya Fett peste tot pe internet. Indianca Dara Gupta și-a trăit toată viața într-un sat din apropiere de Jaisalmer, din deșertul Rajasthan. Am căutat pe